Datorită încetinirii răspândirii pandemiei în Țara Sfântă, numeroși credincioși din diferite orașe și sate s-au adunat la Biserica Sfântul Gheorghe din Lod. Mulți au o evlavie specială față de acest sfânt. Am venit de la Haifa pentru a cere mijlocirea Sfântului Gheorghe să ne protejeze de toate pericolele și de pandemia cu care ne confruntăm, dar și pentru a-l ajuta pe soțul meu și pe toți bolnavii în procesul de recuperare și pe toți cei care au nevoie de credință și iubire. Le rog pe Dumnezeu să-l ajute și să-i dea sănătate și bunăstare. Am venit din Nazaret la Lida pentru a participa la slujba Sfântului Martir Gheorghe, un prilej de a le ura tuturor celor care poartă numele de George, Giries, Georgios sau Georgeta, sărbătoare fericită. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost prezidată de Arhiepiscopul Aristarcos, secretarul general al Patriarhiei Greco-Ortodoxe din Ierusalim, împreună cu un sobor de preoți și în prezența a numeroși credincioși. Mesajul Sfântului Martir Gheorghe este mereu și mai ales astăzi credința în Hristos. Și-a arătat credința și nu s-a temut, a fost martirizat și și-a dat viața pentru Hristos, așa cum Hristos și-a dat viața pentru noi pe cruce. Arhiepiscopul Aristarcos explică de ce relicviile Sfântului Gheorghe au fost mutate în orașul Lod. Pentru că aceasta este țara lui, mama sa era palestiniană. Această celebrare se caracterizează prin ritualuri deosebite, în special prin prezentarea îndeplinirii jurămintelor făcute Sfântului. Unii copii îmbracă cu această ocazie veșmintele Sfântului Gheorghe pentru a arăta împlinirea jurămintelor făcute de părinți sau pentru a obține binecuvântarea Sfântului. Am făcut un jurământ că, dacă voi avea un băiat, îl voi numi pe fiul meu Giries, așa că astăzi l-am îmbrăcat în hainele Sfântului Gheorghe. Pentru a primi o binecuvântare specială, unii credincioși se adună în biserică și poartă un colier de fier care, potrivit tradiției, a aparținut harnașamentului calului Sfântului Gheorghe. Credincioșii toarnă ulei pe mormântul Sfântului, situat în spatele bisericii, apoi iau o parte din el pentru a-și binecuvânta familiile. Cercetași de diferite confesiuni au defilat în fața bisericii în haine colorate, iar muzica lor a însuflețit sărbătoarea. Astăzi, amintirea Sfântului Gheorghe îi unește pe toți greco-ortodoxii, pe toți creștinii și pe toți locuitorii orașului. Vom primi binecuvântarea sa dacă vom face din viața Sfântului Gheorghe un model pentru noi. Sărbătoare fericită!